Părți importante din munții de gunoaie sunt formate din plastic, hârtie și sticlă. Zeci de tone se strâng în fiecare zi. Aceste 30 de tone de deșeuri zilnice trebuie să le ducem undeva. Deoarece gunoaiele nu sunt colectate selectiv, acestea ar putea să fie totuși sortate pe o rampă de transfer. Primarul Horea Șulea spune că a realizat demersuri în acest sens. Avem nevoie de avizul de la Agenția de Mediu în momentul în care avem și studiul de impact. Cu alte cuvinte, eu cred că în 6 luni de zile, undeva pe luna iunie, această rampă de transfer să poată să fie funcțională. Conducerea Agenției pentru Protecția Mediului spune că avizarea rampei temporare nu poate fi făcută deocamdată. Acea documentație trebuia respinsă, după care a făcut îndrumare. Practic, trebuie să aducă toate documentele din nou. Cea mai mare comună din România se confruntă de aproape un an de zile cu o criză a gunoaielor.